Proiectul inițiat de consilierii PDL Adrian Margin, Claudiu Bârsan și Vasile Dărăban a stârnit cele mai multe discuții în cadrul ședinței de ieri, discuții ce au avut ca protagoniști, pe de o parte, pe reprezentanții USL Eugen Pop și Teodor Bălăjel, iar pe de altă parte de consilierul PDL Claudiu Bârsan și de cel de la PPDD Halăroto. Reprezentanții USL au susținut că proiectul propus de PDL nu este decât un exercițiu de imagine care, în opinia lui Bălăjel, dacă s-ar aproba, ar duce orașul într-o stagnare sau chiar într-un regres. Cu alte cuvinte, cele 929.000 lei care s-ar încasa în minus la bugetul local prin revenirea impozitelor și taxelor la nivelul din 2012 ar lăsa orașul fără sursă de investiții. De cealaltă parte, Claudiu Bârsan a subliniat că același proiect de hotărâre a fost propus în decembrie 2012 chiar de către executivul primăriei Zalău, care declara atunci că impactul asupra bugetului local în cazul unei mențineri a impozitelor neschimbate ar fi minim. Oare toate aceste calcule sau toate aceste teorii erau valabile și acum o lună de zile? Pentru că, în primul și în primul rând, din partea noastră, eu cred că este, sau ar trebui să fie și nu numai acum, ar trebui să fie un exercițiu de consecvență și de coerență. Nu văd cum ne putem schimba punctul de vedere de la o lună la alta. Oare aceste venituri, luna decembrie, nu puteau fi calculate ca încasându-se la nivelul local dacă măream aceste taxe? Pentru că și la decembrie situația era la fel. Oare apăsarea pe bugetul fiecarei persoane de 1,5 lei pe lună sau 20 de lei pe, aproape 20 de lei pe an, nu era aceeași luna decembrie când am votat același proiect de hotărâri? Eu cred că da. În replică, primarul Radu Căpâlnașiu s-a justificat pentru decizia din decembrie prin faptul că atunci nu avea toate datele privind impactul asupra bugetului. Trebuie să recunoaștem că în luna decembrie încă nu erau primite de la instituțiile subordonate Consiliului Local datele. Nu aveam de unde să știm exact cum stăm. Pentru faptul că între timp s-au mai întâmplat totuși niște lucruri interesante, zic eu, pentru oraș, cum ar fi achiziționarea unui teren de către Michelin, care va veni către Consiliul Local pentru sprijin în vederea derulării unor investiții pentru noua platformă sau noua fabrică pe care o realizează și este vorba de toate utilitățile care vor trebui asigurate în zonă și nu numai. Consilierul Halăroto a declarat că la ședința anterioară a votat, la fel ca și colegii săi de PPDD, pentru majorarea impozitelor pentru că a fost dezinformat, dar că acum susține revenirea la impozitele nemajorate, deoarece pentru oameni chiar și 30 de bani înseamnă ceva. Dincolo de povești și de discuții, decizia s-a luat prin vot, care a fost în favoarea păstrării majorate a impozitelor și taxelor locale. Au votat pentru revenirea la nivelul din 2012 doar cei 3 consilieri de la PDL și cei 3 de la PPDD, în timp ce reprezentanții UDMR și USL în Consiliul Local Municipal Zalău s-au împărțit între a vota împotrivă ori a se abține.